Mesajul lui Vladimir Putin către femeile din Rusia. Anunțul a fost transmis cu ocazia zilei de 8 martie. Vladimir Putin a transmis un mesaj pentru toate femeile din Rusia. Anunțul a fost comunicat de președintele rus cu ocazia zilei internaționale a femeii. Deci bărbații rusoicelor nu pot fi alături de ele în această zi specială, Vladimir Putin le-a transmis un mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Președintele rus a comunicat un mesaj pentru ca femeile din Rusia să se liniștească, deoarece bărbații lor sunt în siguranță. El spune că ar trebui să fie mândre de bărbații din viața lor. Înțeleg cât de îngrijorate sunteți pentru cei dragi și pentru membrii familiei. Puteți fi mândre de ei, așa cum toată țara este mândră de ei și își face griji alături de voi, a declarat Vladimir Putin bărbații femeilor au fost trimiși cu forța de liderul de la Kremlin să lupte în războiul cu Ucraina. Mărturisirile militarilor ruși capturați de către forțele ucraine ne-au provocat multă suferință pentru rudele bărbaților. În această zi, aceștia nu pot fi alături de femeile din viața lor. Al doilea mesaj transmis de Vladimir Putin în această zi. Liderul de la Kremlin a mai făcut un anunț în legătură cu recruții ruși. El spune că misiunile vor fi desfășurate doar de către trupele profesioniste. Aș dori să subliniez că recruții nu participă și nu vor lua parte la ostilități și că nu va exista nicio recrutare a rezerviștilor. Misiunile sunt îndeplinite numai de trupe profesioniste, a mărturisit președintele rus.